veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cea de-a doua parte a lecției rămase familia neprihănită. Privind la Ioan Botezătorul, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetul 28, vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Deci dintre copiii, dintre oamenii normali în lumea aceasta, Ioan Botezătorul a fost considerat de Domnul Iisus cel mai mare. Gândiți-vă la ceva. Cel mai mare dintre oameni, spunea el însuși, și eu cred că nu exagera, că nu-i vrednic să dezlege în cureaua încălțămintilor celui care a fost cu adevărat cel mai mare. De ce a fost considerat Domnul Iisus Ioan Botezătorul cel mai mare oare? Ioan Botezătorul și-a făcut în Israel singur lucrarea. Și să faci singur o lucrare nu este deloc ușor. Domnul i-a trimis câte doi. Pavel a funcționat cu o echipă întreagă după el. Ioan a făcut-o singură. Apoi, mai sunt unii care fac lucrarea de unul singur, dar nu fac mare treabă. Dar Ioan Botezătorul de unul singur a trezit o țară întreagă. O țară întreagă a ieșit la el, în afara localităților, orașelor, să fie botezate. Și un alt motiv pentru care crederea și că a fost cel mai mare, a avut harul de la Dumnezeu să îl boteze pe Domnul Iisus, și nu asta este cel mai mare lucru, ci faptul că el a fost mandatat de Dumnezeu să-l prezinte la Israel pe Iisus Hristos. Dar haideți să ne uităm încă de la început, de la copilăria lui și, într-o primă parte, să ne oprim asupra copilăriei lui Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1, scrie versetul 66, ce vorbeau oamenii din jurul familiei părinților săi. Toți cei ce le auzeau, le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi cu pruncul acesta? Se întrebau oamenii încă din copilărie, ce o să iasă din el? Este o întrebare normală, care uneori și-o pun oamenii, alteori nu. Uneori nu privesc oamenii neapărat în viitor. Ce va fi din copilul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el, copil fiind. Dacă ne uităm în Biblie, Dumnezeu pe foarte mulți din cei care sunt scriși, sunt mult alții care nu sunt scriși decât în alte cărți, au fost chemați încă de copii. Un Iosif, un Samuel, un Ieremia, un David, au fost chemați încă de mici. Și deschideți doar la profetul Ieremia în capitolul 1, ce scrie prorocul despre felul în care concepe Dumnezeu lucrarea aceasta cu copiii. Noi poate ne gândim uneori, a, Dumnezeu are treabă cu oamenii mari, copiii mici sunt lăsați puțin să se joace până cresc mai mari sau până atunci sunt în grijă a părinților. Din Biblie rezultă că Dumnezeu vrea să comunice, să colaboreze cu copiii chiar. Spune de la versetul 5, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și el spune, versetul 6, sunt un copil. Și Domnul îi spune, nu zice sunt un copil, eu vreau să colaborez cu un copil și să lucrez cu el. La fel a fost cu Samuel, i-a dat Dumnezeu un mesaj, amintiți-vă, de a zice că face parte din documentele secrete ale statului ce i-a spus Dumnezeu la Samuel. Dar el a spus și a comunicat Dumnezeu cu acel copil. Un alt gând despre copilăria sa, Dumnezeu ia copiii de mici și vrea să-i crească pentru a deveni mari lucrător pentru el. Întorcându-ne la Luca, capitolul 1, acolo unde în general scrie despre Ioan Botezătorul, spune versetul 80, iar pruncul creștea și se întărea în duh. Dumnezeu, în paralel de nașterea și creșterea aceasta fizică, vrea să producă o creștere spirituală, o întărire, o educare, o echipare în duh. Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Dacă întoarcem doar o foie, în 2:40 scrie despre Domnul Iisus ceva asemănător. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul Dumnezeu era peste el. Și în versetul 52, același capitol, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă am înțelege noi și dacă ar înțelege și copiii
Căci în cazul Domnului Iisus, de exemplu, nu doar părinții au înțeles, dar copilul, când l-au întrebat părinții, ce ai faci tu la adunare și de ce ai rămas peste program? Și este normal să fiu aici, asta este treaba mea. Deci dacă ar înțelege copiii și uneori, pot să înțeleagă. Dar și cei mari se lasă uneori duși de vânt, se lasă și copiii, că Dumnezeu vrea să se ocupe de ei din copilărie și să-i crească, pe măsură ce ei se maturizează fizic. Aici, în partea a doua a versetului 80, am citit că Ioan a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Se pare că n-a fost educat în spiritul societății de atunci. Crescut cumva singur de Dumnezeu. Educat așa la nivel de duh. Eu nu vreau să spun cu asta că n-a avut o cultură cum ar fi echivalent acum să știi să scrii, să citești celelalte lucruri sau să fugi de la școală. Că ăștia care stau aici pe copiii străzi, ăștia nu-s purtați de Duhul Domnului care fug pe aici. Dar am putea înțelege pentru copiii din vremea noastră, copiii care se retrag de la lucrurile distractive chiar, de la lucrurile care atrag pe ceilalți copii, se retrag în intimitatea odăiții lor, că, vedeți, fiind acum orașele, n-aveam cum să fugim în pustie. Atunci era o altă situație. Acum, mai degrabă să te retragi în odăița ta și să faci acolo o pustie în care să fii tu doar și Dumnezeul tău. Bine ar fi dacă ar înțelege și copiii lucrul acesta. Și alții au fost crescuți într-un mod asemănător. Amintiți-vă de un Iosif care a fost crescut undeva chiar într-o temniță la un moment dat, de un David care s-a format să cunoască pe Dumnezeu și să lupte pentru el undeva la oi, și alții în situații asemănătoare. De asemenea, spune Luca 1:15, partea a doua, și se va umple cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Este întrebarea asta uneori, lăsăm copiii la stăruință sau nu îi lăsăm? Uite, un prunc la stăruință înainte de a veni la binecuvântare. Dacă știm ce vrea Dumnezeu cu copilul nostru, nu este greșit să-l lăsăm mai repede să fie prins în lucrările Domnului. Dacă nu știm, ne temem uneori. Părinții lui știau ce va fi cu el? Și astfel, Dumnezeu, întorcând pagina, spune versetul 41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, a săltat pruncul în pântice și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci atât mama, cât și copilul. Să dea Domnul surorilor însărcinate o umpere cu Duhul, ca și copiii să fie afectați pozitiv și să aibă o primă ungere încă înainte de a se naște. Și spune partea a doua, versetul 66, tot din Luca 1, și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Deci mâna lui Dumnezeu era cu acest copil. Cred că și în drumurile lui în pustie, cred că și în activitățile lui. Să nu credeți că își petrecea vremea ca Esau pe câmp și ăsta trăia prin pustie, dar prin altfel de pustie, aridă. Ăsta printr-o pustie cu apă, că a fost cel care a botezat cu apă. Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Deci poate Dumnezeu să se conducă, așa, dacă l-am socotit pe Dumnezeu ca un om, n-are numai două mâini. Dar Dumnezeu nu numai doi oameni poate să țină o mână pe unul și una pe altul, ca Iacov la binecuvântarea lui Manase și Efraim. Deci mâna Domnului este un alt fel de a spune la ceea ce spune Biblia, Domnul era cu el sau a umblat cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu, cum am spune, a umblat de mână. Deci un fel de a trăi cu Dumnezeu, de a socoti că ești în prezența lui Dumnezeu. Mai sunt câțiva copii aici, pe la studiu, sunt și ai mei, dacă sunt dispuși să asculte uneori și din cei mai mici, mai puțin. Dacă ar înțelege ei și ar fi conștienți de prezența Domnului. Uitați-vă un copil, când vine mama, imediat este cu minte, sau când apare tata sau învățătoarea sau frații de la biserică. Dacă ar fi copiii conștienți că mâna Domnului este acolo cu ei. Sau, după cum spune altă parte a Scripturii, că ochiul Domnului este peste ei. Să fie conștienți de prezența Domnului. Și copiii, și atunci când vor fi mari, le vor fi mult mai ușor și mult mai în compania și sub pecetea Domnului se vor simți ei. Ne oprim aici cu expunerea copilăriei lui Ioan Botezătorul, partea a doua, lucrarea lui în Israel. Ioan n-a trăit mult. Gândiți-vă, a fost cu 6 luni mai mare decât Domnul Iisus și a murit ceva mai repede. Deci puțin peste 30 de ani abia a trăit acest cel mai mare om dintre cei născuți din femei.
Spune versetul 80, și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui. Deci a avut o zi în care a intrat în lucrare. Însă până în acel moment al intrării lui într-o lucrare publică, Dumnezeu l-a echipat, l-a crescut și când a intrat pe rol, a fost bun de lucrare. Cred că a avut o trimitere de la Dumnezeu specială. Acea zi nu cred că a ales-o el. El mărturisește în Evanghelia după Ioan, cel ce m-a trimis să botez mi-a spus așa și așa. Deci a avut un moment al trimiterii, asta a fost ziua arătării lui înaintea lui Israel. Despre lucrarea lui spune versetul 76 și 77 de aici, prorocia prin tatăl său Zaharia. Și tu, pruncule, da, el nu auzea atunci, că era mic, așa a fost o profeție, doar care nu m-a scris. Vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Această prorocie a fost rostită la binecuvântare, să dea Domnul prorocilor harul să stea pe zid. Iar de cumva nu-s prorocii pe fază, să umple Domnul cu Duhul Sfânt părinții să prorocească ei, ca Zaharia pentru Ioan Botezătorul. Să se știe încă de la binecuvântare ce va fi cu pruncul acesta. Ei știau, vecinii numai se întrebau oare ce va fi, dar părinții știau ce va fi. Avea de la Dumnezeu chemarea să aducă poporului cunoștința mântuirii. Poporul se străcase puțin. Urmase vreo 400 de ani de la Maleahi până în Noul Testament, când Dumnezeu nu le-a mai lăsat preoți, iar care erau așa, de la ei citire. N-au mai avut proroci, mesageri de la Dumnezeu. Și erau așa într-o întunecime. Ce va fi cu făgăduințele lui Dumnezeu? Se spune Biblia despre Iosif din Arimatea, despre Simeon, că așteptau mântuirea. Așteptau să vină, dar când vine, cine o aduce? Și a fost trimis acest Ioan înainte să aducă cunoștința mântuirii. Și uitați ce frumos spune aici. Cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Deci când ajunge omul la cunoștința aceasta că poate fi mântuit, păcatele pot fi iertate și astfel se produce lucrarea aceasta. Spune Evanghelistul Marcu în capitolul 1, tot despre Ioan Botezătorul, în versetul 3, despre felul în care Ioan a adus la cunoștința poporului mântuirea. Glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Deci oamenii ajung la cunoștință, spune, știți și Roman 10, prin provodirea cuvântului. Ca oamenii să ajungă la cunoștința mântuirii, trebuie să fie un glas. Un glas care să le aducă această cunoștință. Și Ioan Botezătorul n-a avut o activitate lungă. Dar cred că atunci când a fost în activitate, a vorbit într-una, cum am spune noi, ca un post de radio. Asta a fost menirea lui. Glasul lui să aducă poporului cunoștința mântuirii. Și avea aceeași lecție, care o repetam, spune noi. El a spus, eu până aici mă duc. Tronsonul meu de lucrare, eu mi-l fac. Aducând cunoștința mântuirii, oamenii erau luminați la cap. Spune, de exemplu, Pavel în Corinteni, când vine cunoașterea adevărului, măhrama li se ia, acea minte întunecată este luminată și vine lumina. Și dintr-o dată omul începe să înțeleagă. Și spune în Luca 1:79, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Ioan a fost ca o lumină pusă de Dumnezeu în întuneric. Și asta declară chiar Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 35. Ioan era lumina. Spune Ioan în capitolul 1, nu adevărata lumină, adică sursă de lumină, aia e Hristosul. Dar o lumină aprinsă de Dumnezeu, cea mai puternică lumină, cel mai puternic neon, pe lângă soarele Domnului Iisus, a fost Ioan Botezător. Ioan era lumina care era aprinsă, deci nu avea lumina în sine, ci fusese o lumină aprinsă. Și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Adică n-au înțeles folosul acelei lumini. Au ajuns la cunoștința mântuirii, dar au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Au stat numai așa puțin la lumină, însă nu au beneficiat de mântuire. Mesajul său pentru mântuire avea același titlu. Și nouă ne este păstrat numai titlu și câteva fragmente scurte din predicile sale. El își începea, sau asta era conținutul central, pocăiți-vă. Ca oamenii să fie mântuiți, nu trebuie să facă altceva decât să se pocăiască.
Doamne ajută-ne și nouă. Pocăiți-vă, asta era mesajul lui Ioan Botezătorul, căci împărăția celor este aproape. Asta spune Evanghelistul Matei în capitolul 3, versetul 2. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Gândiți-vă ceva. N-a fost un mesaj plăcut. Să spui la oameni că sunt răi și să se pocăiască și totuși să ai trecere? S-a văzut dovada că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Că Duhul Domnului a cercetat acele mulțimi, venise vremea mântuirii și cercetării, așa spune Zaharia într-unul din cuvintele sale, că Dumnezeu ne-a cercetat. Și când Dumnezeu a cercetat, poporul a fost cercetată fiecare inimă. Că doar nu le-a dat Ioan telefon și n-a pus afișe, ieșiți vă rog la data cutare să face evangelizare și potriți la ora cutare. Oamenii au fost cercetați. Și el, sub această călăuzire al Dumnezeu, strigă acest mesaj într-una. Pocăiți-vă, pocăiți-vă și iarăși pocăiți-vă. Pocăința este un aspect al relației noastre între noi și Dumnezeu. Așa spune și Petru în Faptele Apostolilor, pocăință față de Dumnezeu. Dar aspectul acesta, citiți vă rog în Luca 1 cu 17, trebuie să mai scoată la iveală încă o lucrare care o face, va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umbrarea în înțelepciunea celor neprihăniți și să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Versetul 16 citim de asemenea. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Și din Maleahi 4 mai adăugăm ultimul verset al Vechiului Testament care spunea de fapt cu ce va începe Noul Testament. El, adică Ioan, acel Ilie promis, va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Zice Zaharia că asta e calea păcii, a reconcilierii în familie și între generații. Pocăința rezolvă problema aceasta. În familie aduce pace. Peste cei care se întorc, că Domnul spunea, cei care nu se întorc, rămâne distanțarea, dezbinarea. Dar dacă se pocăiești și părinții și copiii, în mod neapărat, aceștia trebuie să se întoarcă cu inima unii spre alții. Dumnezeu ne este Tată și când ne întoarcem cu inima spre El ca Tată și El își întoarce privirile cu bunăvoință spre noi ca și copii, cum s-a întors inima Fiului Sipitor spre Tatăl Său și cum inima Tatălui Său l-a primit din nou. La fel, în miniatură, trebuie să producă asta în familie. Dacă nu, știți ce spunea Maleahi aici? Când vine Domnul lovește țara cu blestem. Este, amintiți-vă, în Vechiul Testament, un cuvânt care spune că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Și cam așa ceva, printre altele, vrea să spună versetul acesta. Dacă părinții nu se întorc spre copii și copiii spre părinți, blestemul se transmite peste generațiile următoare și afectează. Dacă se întorc unii spre alții, blestemul se suspendă. De aceea, când unii copii sunt răi, păcatele părinților lor se răsfrâng asupra copiilor. Se menține blestemul prin neascultarea lor. Întoarcerea lor la Dumnezeu și reconcilierea la nivelul familiei face să stopeze blestemul și în continuare să intervină pe rol binecuvântarea. Blestemul are o coadă de 4 generații. Binecuvântarea de 1000 de neamuri de om. Ce Dumnezeu mare avem! Ce mari sunt binecuvântările Lui și ce reduse sunt pedepsele Lui. Numai să facem lucrul acesta, ca să scăpăm de problema aceasta. Mie îmi vine că de aia pedepsește Dumnezeu cam până într-a patra generație, cam atât trăiau unii bătrâni până să vadă pe strănepoții lor. Și după ce mor, n-are după ce mai povesti copiii, că spune în Biblie că după ce moare omul, zice Iov, cel mai doare pe el capul ce se întâmplă de ceilalți. Dacă oamenii ar trăi mai mult, Dumnezeu ar fi pus blestemul mai încolo, ca să-i doară mai tare pe bunici când văd ce se întâmplă cu nepoții lor. Da, cam atât avea rostul să se întindă această pedeapsă a lui Dumnezeu. Dea Domnul să fie și acum, înainte a reveni Domnul la 2 ore, o reconciliere la nivel de familie. Atât la familia, cât și la familia biserică. Cu inima spre părinții spirituali și mai presus de toate spre părintele nostru ceresc. Amin. Un al treilea aspect al lucrării lui Ioan Botezătorul în Israel, el a venit să boteze. După ce vine pocăința și lucrurile se rezolvă acolo unde ne ducem noi viața, în mediul nostru familial, atunci e bine să vii oamenii la botez. Dar când oamenii au vrut să înceapă cu botezul, Ioan le-a spus, faceți
fapte vrednice, roade vrednice de pocăința voastră. Că ce rost are să fie cineva botezat și lucrurile să nu se rezolve. În Fapte, capitolul 19, întâlnește Pavel pe niște ucenici al lui Ioan Botezătorul și avem aici un amănunt păstrat. Spune versetul 4, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Ioan a spus, eu până aici vă duc, până la clasa a patra primară. De la gimneaziu vin ceilalți și vă iau și vă duc mai departe. Un botez al pocăinței, în urma pocăinței, am spune noi. Un botez în urma trăirii neprihănirii, ceea ce spuneam noi din Matei 3 cu 7, să facă roade vrednice de pocăință. Descrie totuși la Matei 3 că mai este aici ceva important. Ioan consideră că el doar deschide seria botezelor. Știți, spune în Evrei 6 cu 1, învățătura despre botezuri, botezuri sunt mai multe, botezul în apă, botezul cu foc, botezul cu Duhul Sfânt sau în altă ordine. Spune Ioan 3 cu 11, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, el vă boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Când un om este botezat cu apă, și aici sunt și cei de la cateheză în mare, Ioan Botezătorul spune, este ca o bandă rulantă pe care vă pun. Și când banda ajunge într-un anumit punct, intervine botezul cu Duhul Sfânt. Apoi vine și el cu foc, ca omul să fie pregătit ca atare. Dar dacă eu vă dau drumul pe bandă nepregătiți, ori blocăm banda, ori se întârzie botezul cu Duhul Sfânt și lucrurile nu mai pot avea loc la momentul potrivit. Ioan Botezătorul a știut că el își face partea lui și Dumnezeu vine după aceea cu ceea ce îi revine în exclusivitate lui Dumnezeu. Vreau să privim acum, într-o a treia și ultima parte, în viața lui Ioan Botezătorul și a lucrării sale, la câteva caracteristici a lucrării sale. Vedeți, noi lucrăm și simplu să spunem, cineva este la un serviciu și să-i se spună, auzi, îți faci treaba aici. Da. Dar el poate depinde de niște, dacă este vorba de o lucrare în serie, de fazele anterioare, de ulterioarele asamblări. Depinde de eventuale defecțiuni tehnice ce pot să apară la mașinile unelte respective. Depinde de un orar, deci sunt anumite caracteristici celor care lucră, nu stă numai lucrarea în sine. În Matei 11 cu 9, știți, spunea Domnul Iisus că legea și prorocii au ținut până la Ioan. Dar vă întreb, Ioan, uitați ce spune Domnul, ce a fost? 11 cu 9. Atunci ce ați ieșit să vedeți un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. Deci Ioan a fost mai mult decât un proroc. Ce a avut peste, asta a fost înălțimea lui, cu ce a fost mai înalt decât oricare dintre ceilalți. A fost mai mult decât un proroc. A fost dozat cu o doză suplimentară. O primă caracteristică a lucrării sale, important de reținut. Ioan a avut o lucrare împletită cu a lui Dumnezeu, cu cea direct divină. Noi facem lucrare care spunem că este lucrarea Domnului. Am fost prins în lucrare, spunem noi. Dar lucrarea noastră e împletită cu a lui Dumnezeu? Spune Apostolul Pavel, ca niște lucrători împreună cu Dumnezeu. Dar toți lucrează cu Dumnezeu? Spune Matei 7 că în ziua aceea le va spune Domnul unora, lucrători, și Domnul îi numește lucrători. Dar zice că nu-i cunoaște, că sunt lucrători ai fără de lege. Au lucrat respectivii cu Domnul? Nu au lucrat cu Domnul. Deci lucrare toți fac în plan religios. Care mai de care? Una mai vastă, mai de față, mai centrală, sau una mai minoră, mai periferică. Dar asta este întrebarea esențială. Lucrez pe o mână cu Domnul? Eu îmi fac partea mea și el completează lucrarea mea cu a lui? Sau eu lucrez și pun eu eticheta? Îi aparține Domnului, dar poate suntem o fabrică pirat. Eu cred că sunt multe biserici pirat, care n-au nimic cu centru. Ioan a spus așa, Matei 3, de la versetul 9. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă. Avem ca tată pe Avram. Că-și vă spun că Dumnezeu din petrele acestea poate să-și fiul lui Avram.
Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Ioan ce spune? Eu îl tai? Nu, că nu era focul la el. Chiar dacă îl tăia el, trebuia să aștepte până îl pune în foc. Are și spune de lucrarea complet. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine, dar imediat după mine, spune el, nu că vine a doua oară, noi ne facem treaba și el vine atunci și corectează gafele noastre. Acum vine după noi. Domnul îi trimitea pe ucenici în toate locurile unde avea să treacă el imediat. Versetul 12. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar plava o va arde într-un foc care nu se stinge. Deci atând în plan imediat. Eu acum predic aici, dar aștept ca Duhul Sfânt, în timp ce predic și după aceea, să ia lucrarea aceasta și să o desăvârșească. Și de asemenea, în plan, în timp, noi ne terminăm lucrarea când vine Domnul, dar apoi mai departe și o continuă Domnul. Deși în nivel micro și macro, și în timp scurt și în timp lung, noi trebuie să înțelegem că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nouă ne revine partea de botez cu apă, zice Ioan lui, iar Domnului partea de botez cu Duhul Sfânt. Și acum este așa. Și în multe alte lucrări. Noi propovăduim, Duhul Sfânt vine și convinge oamenii. Noi punem mâinile, Dumnezeu îi vindecă. Dacă suntem lucrători împreună cu El și dacă suntem mandatați pentru așa ceva. Noi ungem cu un de lemn, Dumnezeu, așa spune acolo. Și îl vor unge cu un de lemn, iar Domnul va... Deci înseamnă că cine merge la ungeri trebuie să meargă cu Domnul. Nu îl unge Domnul cu un de lemn în lung ei și Domnul îl vindec. Dar dacă mergem fără Domnul sau dacă bolnavul nu s-a mărturisit, noi nu ne facem partea noastră, noi lucrarea Domnului, am făcut-o doar din proprie inițiativă, s-ar putea să nu ne alegem cu nimic. Și asta e rău, când Domnul nu-i conștient că trebuie să fie lucrător împreună cu Domnul. Eu îmi fac partea mea și Domnul pe a lui. Dar ca să fii lucrător împreună cu Domnul, deschideți acum la Ioan capitolul 1. Trebuie să știi ce ai de făcut tu și ce ai de făcut Domnul. Trebuie să știi cine ești tu și cine e Domnul. Spune Ioan capitolul 1 de la versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Eu am partea lui. Hristosul vine și-o face el pe-a lui. Și el a întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt, că nu era Ilie. Și i-au zis: dar cine ești? Sunt unele biserici și te întreabă dacă faci ceva treabă, măi, popă ești, nu ești popă, atunci deac sau ce ești? Că uneori n-au oamenii toate funcțiile care le are Dumnezeu pe cont de ca lui. Atunci i-au zis: cine ești? Ca să dăm un răspuns și lor cine a trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, netezis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Mai era un titlu Biblie pe care ei nu le aveau în listele lor. Dar Ioan și-a luat numele din Biblie. A spus: iată cine sunt eu și iată cine mi-a dat numele. Domnul prin prorocul Isaia. Glasul celui ce strigă în pustie. Și dacă a zis că e în pustie, atunci să știi, n-a fost pe stradă. Despre Domnul a spus că va predica pe străzi. Numai că nu-și va ridica glasul pe ulițe. Domnul umbla prin cetăți. Dacă a spus că ăsta e în pustie, apoi și-a făcut lucrarea în pustie. Că acolo a fost teritoriul lui. Dacă Petru a fost apostolul iudeilor, a stat pentru iudei. Dacă Pavel a fost a neamurilor și de a vrut să predice între iudei, i-a spus: Domnul, mă, ăștia nu-ți primesc, că tu nu ești făcut pentru ei. Tu, Ioan, ești făcut pentru pustie, un glas care strigă în pustie. A știu cine este. Dacă eu nu știu cine sunt, pot să lucrez împreună cu Domnul? Dacă știu că sunt proroc, și fac lucrurile împreună cu Domnul. Sunt învățător și eu îmi fac partea mea de învățător. Eu sunt un altul cu darul administrării, cu darul credinței. Aminteam noi acele daruri făcute la rând. Cine ești? Să știi cine ești. Când știi cine ești, poți să-ți faci lucrarea. Dacă nu știi ce ai de lucrat, este puțin mai greu să-ți faci lucrarea. Nu este o mândrie să spui cine ești. Pavel, în deschiderea epistolei sale, spunea rob și apostol.
Mai bine să spui cine ești și să recunoști, cum spune el în 1 Corinteni 15, că asta e harul Domnului, decât să nu spui cine ești ca să nu te mândrești, dar tu pe dinăuntru să fii plin de mândrie, dar tu nu le spui la alții cine ești, dar tu știi cine ești, nu? Spui cine ești, că de fapt Domnul te-a făcut să fii ce ești, nimic mai mult, nimic mai puțin. Atât. El știa cine este el. Clar. Nu-i nici cu tare, nu-i nici cu tare. Atunci nu se băga nici pe treaba altuia, nici pe altuia. Că atâta era el. Nu doar că știa cine e el, știa ce are de făcut. Uitați ce spun versetele în continuare. Din versetul 25. Ei au mai pus următoarea întrebare. De ne-ar pune și nouă întrebările astea două. Cine ești? Ce faci? Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Dar n-au priceput că ăla care e cu glasul trebuie să boteze, da? Nu erau în temă cu doctrina asta. Drept răspuns, Ioan ne-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Ioan Botezător avea Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui și putea să-l apuce vreo ispită. Mă aștept-o până vine Domnul, poate ăștia să împraștie, cum a zis Saul. Hai să mă rog să primească și Duhul Sfânt și Domnul le dă la ceilalți după aceea. Spune, băi, nu mă bag, asta nu-i treaba mea. Eu atâta fac și ceilalți vin după aceea. Filip s-a dus în Samaria și a botezat cu apă. Și a venit Petru și Ioan cu lucrarea cealaltă. Ce se întâmpla dacă Filip s-a apucat și nu ieșea nimic? Puteau să se scape iar la Simon, să spună, măi, Filipe, s-a cam scăzut puterea ta de a mai face semne și minuni. Dar a venit Petru și Ioan și s-a dovedit Dumnezeu lucrarea. Așadar, el spune că rolul lui este să boteze. Spune apoi de la versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lor. El este acela despre care ziceam. După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar cum nu-l cunoștea? Că erau rudenii. Cum nu-l cunoștea? Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Nu o descoperire. Nu vrea Ioan să-l prezinte pe Iisus, poftim așa, hai că e neam cu mine. Vezi? Sigur el. El a vrut să facă asta prin descoperirea lui Dumnezeu, ca ceea ce se face să fie sub puterea și amprenta lui Dumnezeu. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire, am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porobel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă. Deci Dumnezeu l-a sărcinat când vă spuneam de ziua arătării lui înaintea lui Israel. El mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Deci aceste două mari lucrări l-a avut Ioan de făcut. Să propovăduiască botezul pocăinței și să-l prezinte pe Domnul Iisus la Israel. L-a prezentat ucenicilor. Spune în continuare, a doua zi, versetul 35, a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Deci l-a prezentat așa cum am prezentat o persoană. Poftim, ea este. Pentru cei interesați, a făcut așa. În general, la tot poporul le-a spus, vine după mine. Și îl veți cunoaște prin faptul că el va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deschiți acum la Luca 3, o altă caracteristică a lucrării lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a avut o lucrare și o pocăință pentru toate categoriile din societate. Uitați ce spune aici de la versetul 10. Noroadele întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? În norod sunt tot felul de soiuri de oameni. Au venit la el versetul 11, după ce le spune cine are două haine să împartă și cine are mâncare să facă la fel. Versetul 12, au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, învățătorule, noi, strict categoria noastră, ce trebuie să fac? Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași le întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Să nu stoarce nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu înveniți pe nimeni pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Și știți că le-a spus și la farisei ce au de făcut? Deci la toate categoriile religioase, la toate categoriile sociale, la orice ramură de integrare economică, în orice domeniu de activitate ar fi cineva, pocăința lui Ioan Botezător era pentru
toți. Absolut pentru toți. Uitați, și aici mai este un verset frumos. Versetul 15. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Hristosul. Ioan drept răspuns a zisutul lor, nu, că despre mine o botez cu apă, dar vine celălalt, Iisus, după mine. Nu confundați. Pocăința, lucrarea care o are Dumnezeu și acum, Biblia aceasta, dacă vreți, este pentru toți. Nu există om, copil, bătrân, președinte de stat, om nebun, dacă vreți, în orice loc ar fi de pe pământ și în orice ar lucra. Numai așa, dacă se ține de hoții, atunci n-are Dumnezeu ce să facă hoțul, decât ăla le spune în Efeseni 4, le spune la hoți să se lase de meserie. Cine fura să nu mai fure. La el le spune să schimbe meseria, iar la ceilalți care lucrează normal, numai cum să lucreze în meseria lor. Dar pentru orice categorie, Dumnezeu are mesaj. Bine este să întrebi în domeniul tău ce ai de făcut. Întrebau aseară un grup de tineri aici, noi la școală ce să facem, copiem sau nu copiem? Oricum, acum întreb la școală dacă copiez sau nu copiez, dar felul în care copiez sau nu copiez va fi mai târziu felul în care copiez ceva după o matriță oarecare de la serviciu sau nu copiez. Fiecare la vremea lor. Deci, pentru oricine este mesajul acesta? Și un ultim aspect, o ultimă caracteristică înainte de a încheia. Ioan Botezătorul a avut și el momentul lui critic și încercarea lui. El le spunea că botează cu apă, vine unul și botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar el a scăpat de vreunul din astea trei. Ăla cu apă era toată ziua cu el în gură și la mâini. Ăla cu Duh a fost înainte de la cu apă. Dar n-a scăpat nici de la cu foc. Și nu scăpăm nici noi. I s-a tras lui de undeva botezul cu foc. Știți de unde i s-a tras, nu? Hai să deschidem la Luca capitolul 3. Spune de la versetul 19. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, am adăugat și la toate celelalte și pe acela care a închis pe Ioan în temniță. Am putea să zicem noi, măi Ioan, dar ce-i treaba ta să te lești de Irod? Doar ai spus că vine altul cu lopata, nu poți să-i dai pace. Tu-i botezi și îi lași în plata lor. După ce te pui rău chiar cu ăștia din conducere. Dar nu spune acum că Ioan a greșit. Da? Uite, s-a legat de Irod. Și se pare că nu doar odată i-a spus. Era mustrat, adică ceva și azi și mâine sau când mai avea de-a face cu el, știți? Deschideți la Marcu 6. Nu cred că s-a dus Ioan să predice la Irod. Că a spus Domnul că ăia cu haine moi îi găsiți la palat. Dar au spus că Ioan în pustie. Se pare că Irod s-a dus el la predică. Marcu 6 cu 20. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa omniprienit și sfânt, îl ocrotea, și când îl auzea de multe ori, sta în cumpăr neștiu ce să creadă. Auzi, de multe ori a fost la predicile lui. Și l-asculta cu plăcere. Azi. Tovarășul Irod, asculta cu plăcere la predicile lui Ioan Botezătorul. Numai de botezat, nu scrie că s-a botezat. Dar eu mai știu dacă nu cumva o fi vrut să boteze și de aia nu l-o fi lăsat și l-o mustrat. Nu știu. Dar oricum, Ioan a spus, măi, asculți tu, asculți, dar e problemă că tu nu te pocăiești. Întreabă tu ce ai de făcut. Și eu spus pe față și lui, nu? Și el trata pe față. La vame jos sus pe față, la erop pe față. Tu asta ai de făcut. Tu lași pe nevasta lui în pace și îți vezi treaba ta. Și de aici s-a tras încercarea lui Ioan Botezătorul. Și a ajuns în temniță. Dar rețineți, știți când a botezat pe Iisus? După ce a botezat pe tot norodul. Când a fost dus Ioan în temniță? După ce și-a terminat treaba. Până atunci l-a ocrotit Dumnezeu, dar și de Ierod s-a folosit să-l ocrotească. Și-a îngătat treaba, hai, că de acum nu mă încurci. Că vin ucenicii și ceilalți, tu ți-ai terminat porția, hai du-te. Și s-a dus să-și susțină și el examenele lui speciale acolo, în temniță. Și acolo a fost greu. Nu cred că a torturat Ierod atât de tare, că l-o crotea. Și avea o stimă pentru el. Dar se pare, deschideți la Matei capitolul 11, se pare că acolo în temniță a venit acea luptă în duh la Ioan Botezătorul. Și uitați-vă ce spune de la versetul 2. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos, după ce el îl prezentase. Și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Dacă n-ar fi fost scris asta în Biblie,
Nu știu dacă vreun predicator ar fi avut curajul în inovația minții sale să fie în stare să spună că Ioan ar fi putut face așa ceva. Dar dacă e scris, e scris și-a fost. Măi, Ioan, nimeni nu știu din Israel care e Hristos. O știutea Maria, dar nu a fost treaba ei mai mult decât să-l nască, să-l crească. Tu singur ni l-ai prezentat și acum tu ne întrebi pe noi să spunem noi dacă el sau noi. Drept răspuns, Iisus a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Ochii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază, săracii se spovedește Evanghelia. Fericit de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Ioan învăța pe toți și avea ucenici, dar uneori și învățătorii au nevoie să fie învățați de ucenici și ajutați de ei. Nu era reciprocă aceasta. Acum, Ioan a ascultat să vină ucenicii să-i predice lui. El e Hristosul, Ioan, să știi. Am venit noi, am fost de față, știi, noi ți spunem, El e Hristos. Și Domnul, în mod sigur, poate s-a rugat și până în aceea, că Domnul avea călăuzire, dar după aceea a rămas puțin pătruns Domnul de gândul acesta și cred că s-a și rugat, dar printre altele spune, pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan, că și Ioan predicase despre el. Ce ați și să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați și să vedeți? Și atunci spune el, mai mult decât un proroc. De se pare că a avut și Ioan momentul lui de clătinare. Dar în acel moment, mărit să fie Dumnezeu că l-a sprijinit. Dacă n-ar fi fost sprijinit și l-ar fi frânt trestia și mucul, cât a fost de Ioan de mare, mai mare decât un proroc, putea să cadă. Și spune în încheierea epistolei a lui Iuda, iar acela care poate să vă păzească de orice cădere, a fost David un împărat de tale, cum n-a fost altul ca el. Și a avut momentul lui când era să se îndoaie. Suntem numai oameni. Cel care ne ține este Dumnezeu. Și a trecut Ioan cu bine peste acest mesaj, scurt. Când s-au dus înapoi, cred, nu mă îndoiesc de asta, nu avem niciun motiv, ceea ce a fost o puțină clătinare posibilă în inima și mintea lui Ioan, a fost refăcut din nou la loc, când au spus ucenicii și nu s-a potignit în Iisus și a rămas credincios până când, spune, întorcem la Matei capitolul 14, versetul 10, a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Versetul 12, ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul și l-au îngropat și s-au dus de a-o da de știre lui Iisus. Țineau o legătură, că și-au împletit lucrarea unii cu alții, au dat de știre lui Iisus. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a reacționat ca atare. Haideți să încheiem gândurile despre Ioan Botezătorul, reamintindu-ne că a fost un copil ales de Dumnezeu. Nu vor fi copiii noștri pe talia lui, că el n-a avut altul ca el. Dar Dumnezeu vrea, de-am înțelege și noi și copiii noștri, să se ocupe de ei, chiar cu Duhul Sfânt și cu cuvântul, ca ei să înțeleagă când vor fi mari ce rol au ei din cuvânt, încă de mici, să-i crească așa eșalonat, în timp ce cresc în statură, să crească și în plinătatea Dumnezeirii. Când ajung mari, să fie știe ca Ioan, cine sunt, ce au de făcut. Și Ioan a avut de făcut să aducă poporului cunoștința mântuirii, să reconcilieze între generații și la nivelul familiei și să boteze cu apă. Și a înțeles că lucrarea lui trebuie să fie împletită cu a lui Dumnezeu. Dacă nu ne botezăm cu apă și Domnul nu-i botează mai departe, e afacerea noastră. Dar dacă nu, este lucrarea lui Dumnezeu. El a avut o lucrare pentru toți. Biblia și lucrarea lui Dumnezeu de evanghelizare este efectiv pentru toți. Vom avea și noi momentele critice în lucrare. Și cei care uneori sunteți ucenicii cuiva sau l-ați socotit ca unul după care ați mers, au nevoie uneori și învățătorii să fie ajutați de ucenici. Și bineînțeles, în primul rând, de Domnul. Și Petru, dacă nu l-a ajutat Domnul, da, Domnul l-a ajutat în momentul critic, Petru s-a îndreptat înapoi și a păstorit turma Domnului cu bine. Spune Matei 3 cu 3 și cu asta încheiem. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, înteziți-i cărările. Ioan acesta e acela, adică ăsta de aici e acela care trebuie să fie după Biblie. Un om după Biblie care face lucrarea după Biblie. Dea Domnul Iosif acesta să fie acela care l-a prevăzut Dumnezeu să fie.
Și Ion și Maria aceasta să fie Ion și Maria aceea care a prevăzut-o Domnul să fie. Să fie exact ce a conceput Dumnezeu să fie. Atât, să-ți faci lucrarea. Și în momente de bine și de greu, exact în teritoriul tău și în perimetrul tău. Este loc în planul lui Dumnezeu pentru tine, ce anume ai să faci. Este partea ta de lucru care trebuie să o faci, tu împletite cu al lui Dumnezeu. Și când se încheie, ucenicii noștri sau frații noștri ne mormântează, cu sau fără cap. Dar asta este o altă problemă. Unii sunt martiri, iar alții mor cu capul pe umeri. Nu mor martiri. Asta este o altă diferență. Însă Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe toți. Să ne ajute cel care venea după Ioan să vină și în urma noastră, să ne și ia de mână, să ne ajute și să ne poarte până în împărăția sa. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.